Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al instituției, prefectul Ioana Ciobanu, suma exactă alocată a județului nostru este de 867.000 de lei. 597.000 de lei sunt pentru cheltuieli de personal, iar 270.000 de lei sunt destinați cheltuielilor cu bunuri și servicii. Spre deosebire de alegerile locale din 10 iunie, când primăriile și Consiliul Județean au suportat o parte din cheltuieli, pentru referendum fondurile sunt asigurate integral de la bugetul de stat. Reprezentanții instituției prefectului spun că cel mai probabil suma alocată nu va fi cheltuită integral, banii rămași urmând să fie returnați către bugetul de stat.